Domnilor rector, domnilor academicieni, dragi colegi, stimat auditoriu, se împlinesc chiar astăzi 10 ani de când a trecut la cele veșnice academicianului Ioan Anton, mentorul nostru celor care ne desfășurăm activitatea în domeniul mașinilor hidraulice. Este o ocazie să ne-l aducem aminte cu profund respect pentru tot ceea ce a făcut pentru noi. Sunt Liviu Anton, profesor doctor inginer, profesor emerit al Universității Politehnica din Timișoara și în această calitate, dar și în cea de nepot al domnului academician, am să vă prezint câteva aspecte din viața și activitatea lui care i-au definit personalitatea. Permiteți-mi să îl invit prima oară la cuvânt pe domnul conferențiar doctor inginer Florin Drăgan, rectorul Universității Politehnica din Timișoara. Bună ziua tuturor! Mă auziți, da? Bună ziua! Onorată asistență, domnule rector, domnilor academicieni, îmi pare rău că nu sunt acolo cu dumneavoastră pentru a omagia astăzi una dintre personalitățile remarcabile ale Universității Politehnica. Vorbim despre rectorul, spunem, cel mai longeviv în funcție în acest prim secol al Politehnicii. Pot să spun că nu l-am cunoscut direct. Eu am intrat la facultate în anii 90. L-am văzut doar la anumite manifestări și, într-o formă sau alta, cunoșteam anumite lucruri de la profesorii mei din zona electro legată de realizările din mandatul dânsului, dar m-am bucurat ca după aniversarea din noiembrie, domnul profesor Liviu Anton să îmi trimite o carte care se cheamă Visuri împlinirea amintiri, probabil că vă va fi și prezentată în prezentarea dânsului și pot să spun că am citit-o cu mare plăcere, am reluat chiar ieri anumite fragmente pentru a intra puțin în ceea ce a însemnat pentru Politehnică rectorul Ioan Anton și dincolo de o formare apropiată și dânsul face referire la cei care l-au format, la mentorii pe care le-a avut, personalități ale școlii politehnice, precum și la cei pe care i-a format, doctoranți sau colegi, administrație, pot să spun că mi-a plăcut foarte mult că din această carte, dincolo de anumit stil direct și o anumită duritate specifice a celor vremuri, să zicem, din toți porii, transpiră, să spun așa, ambiție, transpiră o viață dedicată, nu știu, 1000%, poate, la ceea ce înseamnă Universitatea Politehnica. Prin tot ceea ce scrie și tot ceea ce dea până ca și amintiri, dincolo de prezentarea anumitor realizări, sau multelor realizări, să spun așa, într-un mod cu anumită modestie, concentrându-se foarte mult pe ceea ce a însemnat să duc aceste realizări la capăt și ce a însemnat ca asumare. Am văzut aici cum s-a făcut zona electro și, mă rog, cum la un moment dat trebuia să-ți asumi schimbarea unei locații și astfel poate clădirea facultăților de celor trei facultăți din zona electro e acolo și pentru că cineva în acele vremuri a insistat să fie acolo și n-a vrut să fie undeva la marginea orașului, de exemplu. Prin toate aceste amintiri, dincolo de faptul că e o istorie vie a, iată, 60 și aproape 70 de ani în Politehnică, a unei personalități a Politehnicii, rezultă un om dedicat școlii, un om de la care foarte multe persoane din jur au avut ce învăța, care cred că a tratat direct și foarte onest
tot ce s-a întâmplat în jurul său. Astea sunt lucrurile pe care dincolo de realizările pe care le veți auzi și care sunt multe, atât pe zona administrativă, nu mai vorbim de zona academică, cred că reies dincolo de acest măsurabil pe care îl veți vedea în continuare în prezentare. Îmi pare rău că nu sunt acolo să omagem împreună, dar sunt convins că personalitatea domnului director Ioan Anton și domnul academician va ieși la suprafață cu toate realizările și plusurile pe care le-a adus universității noastre. Vă mulțumesc! În continuare îl rog pe domnul academician Dan Dubina, președintele filialei Timișoara Academiei Române, să adreseze câteva cuvinte cu acest nivel. Mulțumesc pentru introducere și mulțumesc fiindcă mi-ați dat ocazia să fiu prezent aici când îl omagiem pe profesorul, pe cercetătorul, pe inginerul, pe academicianul Ioan Anton. Eu sunt ceva mai în vârstă decât domnul rector, care este tânăr, și am avut ocazia să-l cunosc, să zicem, încă din studenție pe domnul academician Anton. Prima mea întâlnire cu dumnealui s-a întâmplat, dacă bine mi-amintesc eu, în septembrie 1971, când eu, proaspăt, să zicem așa, numit redactor șef a revistei Politehnica, care se numea Micron atunci, am îndrăznit să merg să-i cer dumnealui un interviu. Dumnealui era proaspăt, să spunem, numit rector, într-un ciclu, să spunem, de articole care s-a numit Dascăl și discipol. Și o să vedeți că o să revin la chestiunea asta ceva mai târziu. Apoi, în timp, un alt moment a fost când, după ce am terminat, după ce am mers și am făcut stagiul în producție, cum era atunci, m-am întors în 1978 la Politehnică, și fiindcă aveam o problemă complicată, deci între timp eu ajunsesem, să spunem, la Trustul de Construcții Montaj aici în Timișoara, aveam o locuință de serviciu de acolo și trebuia neapărat să reușesc să vin prin transfer în, zicem, serviciu, deci instituției, pentru a nu fi scos afară din apartament. Și m-am dus în audiență la domnul rector. Și țin minte că era secretara dumnealui, doamna Păduraru, care mi-a deschis ușa și m-a introdus acolo. Și dumnealui, când m-a văzut, s-a ridicat și a zis: măi, băiatule, mă bucur că ai venit la noi. Și un al treilea moment, peste mulți ani, să spunem așa, peste mulți ani, deci în 2004, mentorul meu, să zicem așa, academicianul Dan Mateescu, m-a sfătuit să îmi fac un dosar pentru academician, deci corespondent, pentru membru corespondent al Academiei, să-l depun. S-a depus, aici toată lumea, să spunem, l-a avizat, a mers, să spunem, la Academie. Era o perioadă în care, cum să zic, inginerii nu aveau, să spunem, prea multă față, să zicem, acolo, întrucât, deci, conducerea era din zona socio-umană. Și, sigur, lucrurile n-au ieșit, deși am ieșit din secția și asta. Cam prin 2006 mă cheamă la dânsul domnul academician Anton și spune: mă, băiete, ai fost aproape, nu știu ce, dar uite așa, așa, sfatul meu este să mai scrii niște cărți și să încerci din nou. Ei, în 2010, când m-am fost ales membru corespondent,
primul, nici nu plecasem, să zicem, din Academie, care a dat un telefon și m-a felicitat, a fost domnul academician Anton. Și acum, sigur, voi spune câte ceva care am, spunem, așternut pe această pagină. Voi spune, sigur, probabil că alții vor fi mai detaliați decât voi fi eu, că dumnealui s-a născut la 18 iulie 1924 la Vintere, comuna Holod din Bihor, fiind al doilea copil al familiei Mihai și Maria Anton Ioan, cel care va ajunge om mare între oameni mari, rector al Institutului Politehnic Timișoara și președinte al Academiei Române, urmează școala primară în satul natal, apoi liceul Samuel Vulcan, faimosul liceu din Beiuș, care a dat țării 14 academicieni. În 1943 se înscrie la școala politehnică din Timișoara, urmează cursurile Facultății de Electrotehnică, pe care o absolvă în 1948 ca șef de promoție cu mențiunea magna cum laude. Este invitat să rămână în cadrul școlii, unde își va lua doctoratul în științe, urmând toate treptele carierei didactice pentru a ajunge în 1962 profesor titular. Profesorul Ioan Anton a fost primit membru corespondent al Academiei Române cu unanimitate de voturi în data de 21 martie 1963, fiind propus de către fostul său profesor, academicianul Corneliu Micloși, susținut în secție de către academicianul Ștefan Nădășan, de asemenea un profesor al său, precum și de către academicianul Ilie Murdurescu, rector al Institutului Politehnic în perioada în care domnul Anton era student, deci perioada 1947-48, și de asemenea, deci același Ilie Murdurescu, președinte al Academiei, chiar în perioada în care dumnealui a intrat în Academie. În anul 1974, la 1 martie, profesorul Ioan Anton va fi ales membru titular al Academiei, ocupând funcția de vicepreședinte în perioada 74-90, iar între anii 1981 și 1994 și pe aceea de președinte interimar. Nu voi detalia activitatea și meritele profesorului, rectorului și academicianului Ioan Anton. Urmează colegi în cadrul acestei ceremonii omagiale care o vor face. Mă voi referi însă, în câteva cuvinte, la Ioan Anton, magistrul, conducător și animator de școală de cercetare științifică și inginerie creativă. O universitate care își respectă menirea, va genera și susține școli de cercetare științifică. Să ne amintim care sunt misiunile unei universități adevărate, așa cum le-a definit Ortega y Gasset în urmă cu mai bine de 90 de ani. Asimilarea fundamentelor culturale, formarea specialiștilor, creativitate și inovare. Creativitatea și inovarea se referă tocmai la aceasta, cercetarea de excelență într-un domeniu de știință specific și transferul și implementarea rezultatelor acesteia în realitatea practică. O școală de cercetare într-un domeniu specific presupune un set de principii și metodologia folosită în abordarea acestui domeniu, asigurând totodată baza și motivația pentru creație și pentru aplicarea științei, precum și coordonarea și interacțiunea între magistru și discipol. În Politehnica Timișoreană s-au format asemenea școli începând de la mijlocul secolului trecut, tot atunci înființându-se și baza de cercetare a Academiei la Timișoara. Asemenea școli există și astăzi, fiind continuatoarea celor de început. Să-i amintim pe câțiva dintre magiștrii începuturilor și școlilor pe care dumnealor le-au inițiat. Profesorul Plauțiu Andronescu, inițiatorul școlii de electronică teoretică și aplicată. Academicianul Corneliu Micloși, inițiatorul școlii românești de sudură. Academicianul Ștefan Nădășan, inițiatorul școlii de rezistență și încercare a materialelor. Academicianul Dan Mateescu, inițiatorul școlii de construcții metalice. Academicianul, membru corespondent, Aurel Bărglăzan, inițiatorul școlii de mașini hidraulice. Dacă Aurel Bărglăzan a fondat această școală, discipolul său, Ioan Anton, a fost acela care a dezvoltat-o și a afirmat-o pe plan național și internațional. Din 1949, de când a venit cadrul didactic în Politehnică, viața tânărului Ioan Anton a fost legată de
aceea a Institutului Politehnic din Timișoara, mai exact de laboratorul de mașini hidraulice, unde a lucrat sub coordonarea conducătorului său de doctorat, profesorul Bărglăzan, la teza cu tema curbe caracteristice de cavitație la pompele centrifuge cu turație specifică joasă. După moartea prematură în 1960 a magistrului, Ioan Anton va prelua coordonarea acestei școli pe care a consolidat-o și i-a extins area tematică, inițiind noi direcții de cercetare în domeniul mașinilor hidraulice, a cavitației și lichidelor magnetice. Apoi sunt remarcabile contribuțiile importante la dezvoltarea hidrotehnicii românești. A scris numeroase cărți științifice, cărți și tratate, precum și articole științifice, între care mă refer la tratate, cele pentru turbine hidraulice și cavitație sunt de notorietate internațională. Academicianul profesor Ion Antonescu a condus 40 de teze de doctorat, toate încheiate cu succes, unii dintre doctoranzii de ieri, fiind profesorii de azi, din Departamentul de Specialitate a Politehnicii, sau cercetătorii din Centrul de Cercetări al Academiei la Timișoara. Magistrul a lăsat în urma sa o școală de cercetare și inginerie cunoscută și recunoscută în lumea hidrotehnicienilor și hidroenergeticienilor. A format și a afirmat discipoli care, fără îndoială, o vor duce mai departe, asigurându-i perenitatea. Acesta este, poate, din punctul meu de vedere, cea mai importantă realizare a sa. Mulțumesc! Rectorul care a restabilit ordinea și a dus Politehnica pe făgașul său normal, cel pe care l-au gândit cei care au fondat-o, a fost profesorul Ion Carțiș, pe care academicianul l-a stimat foarte mult, la care a ținut foarte mult, pentru că l-a cunoscut și a văzut tot ceea ce a întreprins în mandatele când a fost rectorul Politehnicii. Îl rog și pe dumnealui să rostească câteva cuvinte cu acest prilej. Mulțumesc întâi pentru frumoasa prezentare pe care mi-ați făcut-o. Domnule rector, domnule academician, stimați participanți la acest minunat eveniment care ne-a fost dat să-l trăim împreună. După alocuțiunile la care am asistat, îmi pun întrebarea dacă pot veni să adaug ceva nou vis-a-vis de întreaga activitate a distinsului academician Ioan Anton. Consider că este un risc pe care mi-l asum și încerc să-mi legitimez prezența mea la acest eveniment cu următoarele câteva precizări. În ultimii ani de viață, academicianul Ioan Anton a decis să-și scrie memoriile. La primul volum am avut bucuria și cinstea să-i scriu prefața. Am participat și la momentul în care în public a fost lansat acest volum. Cu acest prilej, pe lângă că am avut o anumită intervenție, am avut bucuria ca din mâna academicianului, autorul acelor memorii, să primesc un exemplar și în exemplarul respectiv mi-a dat o dedicație pe care cer îngăduința să o și citesc. Această dedicație este publicată, de altfel, într-o lucrare care mi-aparține, Destine Confluente, și acolo găsiți scrierea cu mâna academicianului. Și iată ce spune dânsul. Distinsului meu prieten și colaborator pe multiple planuri, inclusiv pe sport, cu cele mai alese și statornice sentimente de stimă, prețuire și admirație pentru sprijinul nelimitat acordat pe perioada activității mele ca rector, îi mulțumesc din inimă. Și mai adaugă, de asemenea, îl felicit pentru tot ce a realizat ca rector al UPT pentru punerea în operă în curând a bibliotecii noi, datată 17.07.2009.
sprijinindu-mă pe aceste constatări din partea academicianului, consider că sunt îndreptățit să fac câteva referiri la modul în care am colaborat. Vreau să vă spun că nu recurg la un speech convențional. Discursul meu va fi poate atipic, dar cred că merită să punctez câteva evenimente la care am fost colaborator. Academicianul Ioan Anton, l-am caracterizat și continui să spun, a fost un om cu viziune. El a înțeles foarte bine la momentul respectiv care este parcursul și evoluția societății românești. A înțeles că dezvoltarea țării se poate face în primul rând dezvoltând industria. Iar industria are nevoie de mulți specialiști, de mulți ingineri bine pregătiți. Și atunci a considerat că trebuie să sporească continuu numărul de studenți în Politehnică. Prin demersurile care le-a făcut la vremea respectivă, numărul studenților școliți în Politehnica Timișoreană a crescut an de an, ajungându-se ca în 1989 Politehnica să aibă 16.000 de studenți, incluzând aici și secțiile de subingineri de la Arad, Hunedoara și Reșița. A înțeles că pentru pregătirea acestor studenți trebuie să se dezvolte și resursa umană, respectiv fondul de cadre didactice din Politehnică. A reușit să atragă în perioade scurte pe cei mai buni absolvenți care să slujească Politehnica, dar a fost foarte riguros în acest proces. Nu s-a putut intra în Politehnică cu medii mai mici decât 9. Și acest lucru s-a menținut în permanență până cât dânsul a fost la conducere și ceva mai încolo. Am mai înțeles ceva, că pentru a asigura o bună pregătire a studenților, trebuie asigurată și o bază materială corespunzătoare. A fost inițiatorul și susținătorul dezvoltării bazei materiale. În perioada cât dânsul a fost rector, au avut loc cele mai mari investiții în cantine, în cămine și nu în ultimul rând în spațiile de învățământ. Legat de spațiile de învățământ, atac și eu un moment la care a făcut foarte rapid referire și rectorul antevorbitor. Dânsul mereu când ne întâlneam spunea cum a reușit să obțină investiția, banii pentru construcția complexului de clădiri în care astăzi funcționează facultățile de profil electric. Și a știut că pentru investițiile mari, întotdeauna ultimul care își dă acordul este președintele Ceaușescu. Și atunci dânsul și-a făcut următorul plan. A zis că la prima vizită pe care va face Ceaușescu în Politehnică, să vină cu propunerea respectivă. Ceaușescu a venit și a aterizat din helicopter exact pe stadionul din vecinătate, cunoscut sub denumirea de Arena Știința. După ce vizita s-a încheiat, au urmat concluziile, prilej cu care academicianul pregătit cu argumente solide a solicitat aprobarea pentru o investiție mare. Ceaușescu a fost de acord și a spus, bine, dar a pus degetul în mijlocul planului unde se afla stadionul. Asta însemna ca stadionul să dispară. Ori academicianul Anton știa foarte bine ce înseamnă pentru tineret, pentru studenți în special, ce înseamnă sportul. Și atunci a căutat o formulă prin care să nu disloce stadionul. Și a spus, da, bun, aici a pus degetul, eu mut degetul mai încolo. Și l-a mutat exact pe amplasamentul de astăzi, știind că riscă foarte mult. Dar lucrurile s-au terminat până la urmă cu bine. Academicianul Anton a fost un om, spuneam, cu viziune. A înțeles că sportul înseamnă mult într-o unitate de învățământ cu un număr așa mare de studenți. Și asemenea altor rectori de dinainte și mai apoi și de după, toți au încercat să facă ceva pentru sport. Spunea mereu, eu când mă duc la București, la minister, la academie, la Consiliul de Stat, mereu sunt luat la întrebări, în primul rând,
ce e mai nou în sport, ce face echipa de fotbal, de ce nu promovează. Și atunci a spus că este momentul să se implice. Și s-a implicat în următorul mod. Politehnica a zăbovit 6 ani în Liga a doua și tot se încerca promovarea. Și a spus, destul a fost, mă invită la rectorat și eu, temător, mă întrebam, când ești chemat la rectorul, atunci ori te critică, ori îți dă niște însărcinări. Și m-am dus și spune, ia loc, zice, uite, a fost mult timp de stagnare, de staționare în Liga a doua. Am decis să mă implic și să fac următoarele schimbări. Îl numesc pe prorectorul Ioan de Sabata în funcția de președinte al secției de fotbal. El are puterea de plină, de decizie și de semnătură pentru orice situație care impune acest lucru. Pe dumneata, spune, te numesc vicepreședinte și o fac asta pentru că ai jucat cândva sub culorile științei, ai fost cândva și membru în secția de fotbal și cunoști mediul, atmosfera, jucători, etc. Eu am încercat să mă eschivez spunând că mai am multe alte însărcinări. Și a spus, orice însărcinări, dacă vrei, te degrevezi, dar de asta nu. Dar un lucru îți mai spun. Te asiguri că ori de câte ori ai nevoie de sprijin, găsești în mine un ajutor. Și acest lucru l-am simțit din plin. Tot ce am cerut, fără să exagerez, a găsit înțelegere la academicianul Anton. Și asta a făcut ca ani buni Timișoara să aibă o echipă în prima ligă și nu oricum, în prima treime plasată în permanență. Și acum n-aș vrea să abuzez de timpul dumneavoastră, încerc să creionez puțin și omul. Omul Ioan Anton. Se face ca prin aceeași perioadă, în anii 70-71, mulți dintre cadrele didactice să meargă să predea în țări africane, în Algeria, în Maroc, în Zaire și așa mai departe. Am considerat că este un moment prielnic să încerc și eu. Mi-am făcut dosarul, l-am depus la minister, a venit aprobarea din Algeria, că sunt bun și să mă deplasez. Academicianul care trebuia să-și dea acordul mă cheamă și spune, ascultă, te-am chemat să spun că nu pleci în Algeria. Nu pleci. Uite, eu am avut, cu ani în urmă, am beneficiat de o bursă de un an de zile în Canada. Și am renunțat la acea bursă, considerând că este mult de lucru în beneficiul Politehnicii, lucru care l-am și făcut și am stat acasă. Așa că, dumneata care ești mai tânăr, nu vei lucra pentru alții afară, ai mult de lucrat în Politehnică. Și mereu, mereu am fost încredințat, mi s-au încredințat tot felul de însărcinări. La un moment dat ziceam, mă, asta nu e o persecuție, dar mi-am dat seama mai târziu cât de bine mi-a prins informarea mea în diferitele structuri pe care după aceea am fost pus să lucrez. Dar mi-a spus, ascultă, voi găsi odată prilejul ca să îți oferi posibilitatea să mergi și în afară. Și n-au trecut decât câteva luni când Deutsche Austausch și Academia a trimis o invitație Politehnicii care prevedea ca un număr de 24 de persoane și printre acelea s-a găsit și academicianul de alături, domnul Dubină, să facă o deplasare în Republica Federală a Germaniei. Sigur că i-am mulțumit, dar l-am întrebat puțin consternat. Zic, dumneavoastră nu m-ați dat drumul să plec în Algeria și mă lăsați să plec, necăsătorit fiind, să plec în RFG. Zice, ascultă, eu cred că te cunosc destul de bine și mi-asum riscul și îți dau dezlegarea ca să poți să pleci. N-am crezut că se va împlini. Când am trecut granița din Ungaria în Austria și mai apoi în Germania, mi-am văzut cumva poate visul împlinit. În Germania ne-am întâlnit cu mai mulți plecați colegi din Politehnică, așezați acolo și unii s-au oferit sprijinul. Dacă rămâi, te ajutăm să te încadrezi cu tare. Și atunci mi-am spus, nu,
Eu am acasă, pe lângă familie, și un om care și-a asumat o mare răspundere în privința plecării mele. Nu pot să-l dezamăgesc. Și m-am întors și i-am mulțumit cu acest prilej. Un alt moment. Ne întâlneam, cum am mai spus-o, uneori. Și mă întreabă ce mai fac, ce politehnică, ce noutăți. Și îi spun, zic, domnule academician, zic, mi s-a oferit prilejul de a întocmi un dosar ca să devin membru în Academia de Științe Tehnice. Eu mi-am făcut dosarul, rămâne să completez cu niște recomandări. Și spune, știi ce? Ai prima recomandare de la mine. Dar nu numai atâta, îl invită pe profesorul Silaș, și el membru în Academie, și spune, noi îl recomandăm pe Carțiș ca să devină membru în Academia de Științe Tehnice, lucru care s-a întâmplat în perioada respectivă. Și acum, în încheiere, aș vrea să revin la momentul lansării memoriilor. Cu acest prilej am spus, legat de evenimente care se produc în sport. Deci în sport se stabilesc mereu recorduri. Recordurile sunt făcute pentru a fi egalate sau depășite. În cazul activității academicianului Anton, aceste recorduri nu vor fi atinse niciodată și cu atât mai puțin depășite. Și încă ceva să mai adaug. În societate, întotdeauna oamenii se compară între ei pe diferite probleme și din acest punct de vedere, limba română, prin gramatica care îi aparține, este extrem de generoasă și are 4 grade de comparație. Imperfectul, perfectul simplu, perfectul compus și mai mult ca perfectul. În cazul academicianului Anton, nu este loc decât pentru mai mult ca perfectul. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnul rector Carțiș, pentru frumoasele cuvinte. Așa cum am spus la început, am să vă prezint și eu câteva trăsături ale academicianului, așa cum le-am văzut și din familie. S-a născut, așa cum a precizat și domnul academician Dan Dubina, într-o familie de truditori ai pământului, în satul Vintere, fiind al doilea copil din cei 4, 2 fete la extreme de vârstă și 2 băieți, pământul fiind sărac, împărțit în loturi mici, majoritatea locuitorilor și-au desfășurat activitatea și în cadrul CFR-ului, bunicul meu, tatăl academicianului Mihai, nefăcând excepție, a lucrat ca lărcătuș la revizia de vagoane Oradea. Întregul greu al gospodăriei a fost dus de Maria, mama, măicuța, cum îi spuneam cu toții. Văzând înclinația spre învățătură a lui Ioan după primele clase primare în satul Vintere, l-a dus de mână la liceul Samuel Vulcan din Beiuș, unde a petrecut 8 ani în internatul liceului. În cei 8 ani petrecuți în internat, un internat condus de preoți, printre care Per Nicola, profesorul de franceză, era directorul internatului, și-a format o personalitate ordonată, o personalitate exigentă cu el însuși, o personalitate de om modest, dar și de credincios profund. Nu și-a părăsit niciodată credința, nici după desfințarea bisericii greco-catolice. Și v-aș da ca exemplu faptul că și-a botezat copiii pe Anton și pe Hortensia, tot în această religie care atunci era desfințată. Un alt exemplu care să-mi întărească cele spuse, în 1976, fiind în vizită la EMEI în Oradea, a aflat că episcopul greco-catolic Ioan Hirțe, original din Vintere,
trăiește și lucrează în Oradea, la o întreprindere de vin alcool, sau cum se numea atunci, ca și contabil, și a făcut rost de adresă, m-a rugat să-l duc să se întâlnească cu acesta. S-a întâlnit cu plăcere și au depănat amintiri de ale lor despre vintele și despre religie. După Revoluție și în special după decesul soției, se întâlnea acasă în prima zi de luni, din fiecare lună, cu preotul greco-catolic din zonă, cu care avea dezbateri pe teme religioase. Probabil că l-a simțit pe acesta că, provenind din inginer, avea nevoie de seminarizare ca și noi, urmașii lui în hidraulică. Un alt episod cu influență în activitatea lui, care i-au conturat personalitatea, a fost în timpul manifestărilor legionare din țară, când un pedagog exaltat a scos toți elevii din internat la demonstrație. Și-a amintit atunci că măicuța, care venea des la târg la Beiuș, i-ar fi spus: bă, Ioane, noi te-am trimis și ne-am sacrificat ca tu să faci carte, nu alte lucruri. Și-a rămas în internat împreună cu doi colegi. Norocul lui a fost că un profesor riguros i-a pus prezenți pe acești trei colegi în catalog. Mulți dintre colegii de acolo i-au purtat pică și o să vedeți în cele ce urmează că au avut și urmări. În liceu, întâlnirea cu profesorul Ștefan Musta, fost cadru didactic la Cluj, cadru didactic universitar, care s-a mutat la liceu din motive de familie, l-a marcat profund. Ioan Anton a devenit președintele Societății de Matematică din liceu. Printre numele cunoscute la această funcție din timpul liceului onorantă pentru elev, amintesc pe Mircea Malița sau pe profesorul de Sabata, prietenul și colaboratorul lui care i-a urmat în această calitate. Așa că admiterea la Politehnică a devenit ceva firesc, fiind un bun matematician, spre dezamăgirea măicuții, care l-ar fi dorit preot, o calitate de mare vază pe atunci printre oamenii de la sat. Inteligent, riguros și bine pregătit, din liceu Ion Anton se impune ca student foarte bun. A avut o admirație deosebită pentru profesorii lui, pe care i-a descris cu lux de amănunte și în cărțile de amintiri, dar la doi a ținut foarte mult, Lauțius Andronescu și Aurel Bărglăzdan, mentorul său. Vă voi povesti două episoade din timpul studenției. Lauțius Andronescu, având o educație germană, a avut neșansă să fie rector în perioada antonesciană. După ce s-a terminat războiul, l-au scos din învățământ și atunci studentul Ioan Anton și cu încă doi au scris un memoriu ministrului învățământului din acea vreme, Ștefan Vojtek, pentru repunerea în drepturi a profesorului Lauțius Andronescu. Bineînțeles că și datorită acestor aprecieri din partea studenților, dar și a intervenției rectorului Ilie Murgurescu, Lauțius Andronescu a fost repus în drepturi. Un alt episod din timpul studenției este acela că se afla în fruntea comitetului, ca președinte al studenților din facultate, în fruntea comitetului care a strâns fonduri atunci când cantina UNMV a luat foc. Au ars camerele de deasupra, în care și acum sunt, și atunci erau cazate cadre didactice, și el a fost în fruntea acestui comitet de adunare de fonduri și au reparat cantina. Iată câteva aspecte din perioada de student, două aspecte care i-au, pe lângă multe altele, care au definit personalitatea. A absolvit, așa cum s-a spus, cu magna cum laude. Dar intrarea în învățământul superior, când a fost chemat de profesorul Aurel Bărglăzdan, nu a fost ușoară. Prietenii, în ghilimele, din liceu și cei pe care și mai făcuse în
facultate l-au reclamat. 3 luni de zile, până în ianuarie, au durat ședințele furtunoase de partid. L-au afișat la gazda de perete. S-au opus ca el să vină ăsta, în facultate. Secretarul de partid atunci, conferențiarul Edițoi, a fost acasă, la bunicii mei, la părinții lui, să vadă dacă sunt chiaburi. Până la urmă și-au îndreptat tirul și asupra prietenei și viitoare soție, Viorica Fluieraș, colegă de an, care era și ea reținută la catedră. A fost reținută deodată. Ea a intrat și mai târziu, el la 1 ianuarie, ea în martie, în învățământul superior și până atunci au fost împrumutați cu bani de profesorul Brăglezan, până s-au clarificat toate aceste aspecte. Intrat în învățământul superior, având o pregătire foarte bună, riguroasă, fiind tenace, Ion Anton devine principalul colaborator al profesorului Brăglezan. În 1953, laboratorul de mașini hidraulice și 6 membri ai colectivului primesc premiul de stat. A fost momentul când activitatea lui profesională a luat o altă turnură. Printre cei 6 laureați s-au aflat și soții Viorica și Ioan Anton. La scurt timp a fost primit în rândurile partidului. Ieșind de la ședința de primire, profesorul Brăglezan l-a chemat în birou și a zis: băi, Toni, zice, acum ăștia o să te arunce așa de sus, dar să ai grijă să nu-ți pierzi capul prin nori. Spre cinstea lui nu și l-a pierdut niciodată. Și toate pozițiile pe care le-a avut, a ajuns deputat, membru în Consiliul de Stat, a avut propuneri de ministru, de președinte al CNST, le-a refuzat, a rămas legat de Școala Politehnică din Timișoara. A rămas atașat Școlii Politehnice din Timișoara. În mandatele sale de rector s-au pus bazele politehnice moderne de astăzi. El și-a dus contribuția la 29 de clădiri. 28 le-a construit și una a adus-o în timp ce îl conducea pe Chivu Stoica la gară. I-a spus că am avea nevoie de spații de învățământ și așa a ajuns clădirea de pe Republicii, care era centrul de cercetare al UMT-ului, a ajuns la Politehnică. S-au construit facultățile de electrotehnică, de construcții, de chimie, laboratorul, corpul DEC, cum se spune, de la electro, laboratorul de urologie, atelierul școală, atelierul ASPC-ul de la construcții, centrul de calcul, cantina 4, căminele 19-22 în grindă, cele 3 cămine de garsoniere și altele și altele în cele 28 de imobile, care toate s-au făcut în mandatul lui. În timpul lui s-au înființat centrul de calcul al institutului. Tot atunci, în mandatul de rector sau mandatele de rector, s-a înființat centrul de multiplicare, care azi este editura Politehnică. În acea perioadă s-a stabilit un program de lucru riguros. Toate ședințele, activitățile de conexe învățământului erau bine fixate în orar. Nimeni nu se plimba prin școală fără treabă. În timpul dimineții, ședințele și activitățile erau la prânz. Fixate ședințele de senat, ședințele de biroul de consilii profesorale se țineau deodată în institut. A deschis o fermă pentru creșterea porcilor la șag, cu resturile de la cantină și cu ce mai reușeau ei din conducerea politehnicii de atunci să facă rost furaje cu care îmbunătățeau hrana la cantină. Din păcate, imediat după 90, a fost cedată gratis și, dacă ne gândim doar la valoarea pământului, cred că nu a fost dintre cele mai bune decizii. Era drept și omenos. Asculta și ajuta studenții, cadre didactice, angajații.
i-a ajutat pe toți. De multe ori n-au știut că au fost ajutați sau poate au aflat după mulți, mulți ani. El niciodată n-a spus. S-a zbătut mult pentru profesor, pentru cei care aveau probleme de atunci cu regimul. De exemplu, Ioan Vlădea. Ioan Vlădea a fost profesor de termotehnică, stâlp de școală în mecanică, tatăl rectorului temporar după Revoluție, care trebuia să fie epurat din învățământ. Vasile Cocheci, prietenul lui și academician. Ioan David de la Construcții, Paul Surea de la Electro, Traian Raica, Virgil Barbu și alții care au avut probleme, le lua personal dosarul în mână și se ducea la minister să rezolve aceste probleme de dosar pentru ca cei în cauză să-și poată desfășura activitatea sau să fie promovați. Atunci când cineva se ducea la el cu o pâră, niciodată nu l-asculta, zice, stai să-l chem și pe cel despre care vrei să-mi spui. Și spunea, spune acum, dacă ai curajul. Totdeauna l-asculta de față cu cel pe care încerca să-l pârească. Deși îi se spunea rectorul de fier, nu a fost chiar atât de fier. A suferit în acea perioadă două preinfarcturi. Mi-l aduc aminte din perioada când eram și student și el era rector, stătea pe balconul casei vis-a-vis de mecanică, învelit într-o pătură și se uita cu drag cum se construia Politehnica. În ultimii ani de viață făceam adesea plimbări în jurul casei și mai ales în parcul Doina. Și m-a rugat odată să-l duc cu mașina în ultimii ani de viață, să mai vadă odată complexul studențesc și clădirile, fiecare în parte pe care le-a edificat, în special cele trei facultăți. El a fost modest, a fost altruist. Nu o să găsiți nicăieri, nici într-o declarație și nici în cărțile de amintiri, că tot ce a făcut și a construit pentru Politehnic a făcut singur. Pentru fiecare clădire a amintit pe prorectorii cu care a lucrat, decanii, prodecanii, a amintit personalul TESA din rectorat cu care a colaborat și și-a adus contribuția la aceste realizări. În particular, cu toată aura sa de om sever, rector de fier, cum i se spunea, Ioan Anton a fost sociabil și prietenos. Susținut puternic de soție, profesor doctor inginer Viorica Anton, și-a primit cu brațele deschise de Sfântul Ioan sau de ziua de naștere colaboratorii și prietenii în casă. Dimineața se duceau la el și erau bine primiți în casă colaboratorii din catedră. Și de multe ori, mai ales după ce n-a fost rector, colaborator din rectorat. Eugen Olaru, Dimitriu de la Tehnic, Vioara Bote, Știku Iordănescu și numai câțiva pe care mi-i amintesc, îl felicitau cu aceste ocazii. Seara se adunau prietenii, familia și acolo am cunoscut corifei ai Politehnicii, oameni deosebiți, academicianul Dordea, academicianul Silaș, profesorul de Sabata, profesorul Laurențiu Nicoară, profesorul Zeno Grofșan, profesorul Nanu, profesorul Safta și alții. Așa cum a afirmat mereu, Ioan Anton a considerat că a avut trei mari șanse în viață. Prima șansă a fost întâlnirea cu soția lui, cea care cu modestie l-a susținut toată viața. A doua șansă a fost întâlnirea cu Aurel Bărgăzan, mentorul lui, și a treia șansă, spune el, a fost Corneliu Micloși, care i-a cerut dosarul pentru a-l propune membru corespondent al Academiei, ceea ce s-a și întâmplat în 1963. Le-a fost mereu recunoscător părinților și fraților care s-au sacrificat pentru el ca el să învețe, profesorilor din liceu și din facultate, colaboratorilor care au depus eforturi alături de el, dar cel mai mult soției, care a stat în umbra lui și l-a sprijinit în tot ceea ce a realizat. Profesor doctor inginer Viorica Anton s-a stins din viață în 2004, în vara anului 2004.
după ce el dedicat a stat lângă ea mai mulți ani, pentru că în urma unei fracturi de șold a rămas imobilizată la pat. A continuat să ne îndrume și în această perioadă și după profesional, chemându-ne acasă pentru discuții profesionale și nu numai. Într-una din acele discuții mi-a spus că îi înțelege pe cei care au încercat să-i facă rău, că așa au fost vremurile și că i-a iertat. Sintetizând, caracterizându-l, putem spune că a fost un credincios, a fost un ordonat, riguros, modest, exigent, drept, altruist, omenos, sociabil și prietenos, devotat, iertător și demn. Dar despre această calitate o voi spune câteva cuvinte la sfârșit. Acum îl invit pe domnul profesor Ilare Borderașu, șeful departamentului de mașini mecanice, utilaje și transport, să își prezinte alocuțiunea. Merge, nu? Vă mulțumesc tare mult, domnule academician, domnule rector, domnule profesor, distinsă audiență. Pledoaria mea o să fie despre profesorul Anton, cam în aceeași linie, dar din altă postură, cea de a fost student și acum de cel care i-a urmat și a condus catedra pe care și dânsul a condus-o și actualmente director de departament. Cum l-am cunoscut eu pe domnul academician Anton? Mai întâi, venind direct din armată student, în căminul unui mai vreun unde m-am cazat, cu studenții de an mai mare de la mașini hidraulice, am aflat că dânsul este rector și era prezentat în diverse povești, toate îl prezentau foarte exigent, dar din punct de vedere al omului fizic, al staturii, așa de bine l-au prezentat că mai toți l-am confundat cu prodecanul Fiteru, întâlnindu-l pe hol. Toți vorbeau despre academicianul Anton și spuneau că în Politehnică nu este ca în celelalte facultăți, cel puțin la MH, primii 5 ani sunt grei până treci de anul 3 și primii 5 ani până treci de turbine în anul 4. Titularul de turbine fiind academicianul Anton. Cu adevărat, pe domnul academician Anton l-am văzut în anul 4, la cursul de turbine. Acolo era sala 150, cu toții o știți, plină, atunci studenții veneau la ore și așteptam mai toți, în jur de 120, să vedem academician. Era cursul deja pregătit, profesorul Baia, asistent, a venit înainte cu videoproiectorul, a pus imaginea și la ora 8 fix. Cursul de turbine era de 2 semestre. Un semestru de 4 ore, marța și joia de la 8, un semestru, în semestru 2, de 3 ore, joia de la ora 8. La ora 8 și fix a intrat un om, nu foarte înalt, cu părul alb pe spate, niște ochi mici, fix, noi eram blocați, în costum, nu exista să vină la curs fără costum, s-a uitat în sală, a întrebat pe actualul profesor Baia, cum stăm cu prezența, nu se punea probleme în acele momente, să lipsească cineva, fiindcă proverbul, cine are carte, are parte, era cu adevărat atunci bine gândit și toți îl înțelegeam și se aplica. Și a început. Nu putem să uităm, nici eu și nici generația mea. Eu sunt academicianul Anton, cu mine veți face acest curs de turbine și fiindcă această țară e brăzdată de ape, voi aveți menirea, când ieșiți de pe băncile politehnice, să echipați hidrocentralele cu turbine hidraulice, curs despre care eu vă voi vorbi. Și veți fi atât de pregătiți
încât vă veți asuma răspunderea cum am asumat-o eu. Și dintr-o dată am rămas toți blocați. Fața academicianului s-a destins, s-a uitat spre noi și a zis: când s-a pus problema ca trei turbine din cele șase de la porțile de fier să le facă rușii, eu am zis nu. Și era fericit. Le vom face în țară, pentru că avem putere la Reșița, la UCMR și la IMGB București. Același lucru veți face și voi. La momentul acela poate că am luat-o ca o laudă. Ei, dar acum, privind în timp, îmi dau seama că de fapt era îndemnul de a-ți spune trebuie să te pregătești, să ai puterea, să te opui și să te afirmi și să susții cauza țării tale prin specialiștii tăi. Despre toate aceste trăsături o să vă mai vorbesc. Cum era academicianul Anton la examen? Întotdeauna erau oral. Examenele erau grele. Era examen de an. Cei care nu susțineau examenul parțial în iarnă, băieților le creștea barba învățând cu o lună de zile înainte. La un UMV găsai numai chiștoace pe jos, toți cu barba mare, numai l-a fumat și pe urmă l-a învățat. Era școală pe timpul acela. Și nu regret că am prins astfel de momente. Trimitea asistenții, un subiect îl asculta întotdeauna dânsul, un subiect îl ascultau asistenții. Niciodată nu urmărea să vadă, domne, dacă te pot trece sau nu. Era atât de preocupat să vadă cât ai înțeles, încât și după ce prezentau asistenții, te trecea prin toată materia, cu întrebări, astfel încât nota să fie pe materie și nu pe subiect. L-am cunoscut pe academicianul Anton și ca om. Ne trimitea în practică. Ne făcea excursii de studii. Știa că dacă mergem în practică și în excursii, trimitea cu noi un cadru didactic tânăr. De ce? Pentru că întotdeauna, înainte de a pleca în excursie sau în practică, chema șeful de an sau chema și șeful de an, dar întotdeauna șofat. Să ne spună ce trebuie să vedem dincolo de pregătirea profesională pe care o făceam. Și erau așa de frumoase încât tot timpul aș știu ce făceam. Că eram și noi tineri. Și tot timpul din astfel de excursii și din practică se nășteau căsătorii în toamnă. Pentru că, într-adevăr, academicianul Anton înțelegea. Din punct de vedere al cercetării, eu l-am cunoscut ca tânăr cadru didactic. Intrasem în sistem și mi-am urmat teza de doctorat pe cavitație. A fost domeniul pe care l-am îndrăgostit și domeniul în care a lucrat din 64 când a început până în momentul în care a murit, dincolo de celelalte domenii. Din cele 40 de teze, 12 dintre acestea a fost în domeniul cavitației, printre care și a mea. Știa să ne conducă, știa să ne impună, chema cadrele didactice și doctoranzii întotdeauna la momente stabilite de dânsul cu ce am făcut și ne coordona. Nu ne puneam niciodată problema ca să nu fim de așa natură, să nu fim pregătiți. Vreau să vă spun că știa să fie, dincolo de toate acestea, un minuțios verificator al cunoștințelor pe care le predai la studenți. Ne cerea caietele de laborator, caietele de proiect, la toate cadrele didactice. De fiecare dată, din vangărul acela tot, toate erau verificate. Și dânsul vedea să vadă, nu neapărat să ne urmărească pe noi, ci cum și-a însușit studentul. Informația pe care i-ai dus-o. Cum ești tu pregătit și ai acest har de cadru didactic? În sistem nu a adus la mașini hidraulice decât valori. Toți care erau peste media nouă, așa cum a spus domnul rector. Încă din anul 1 până în anul 5 urmărea evoluția și apoi și în producție, că făceam 3 ani din producție. Și ca să-i aducă, îi sprijinea, cum a sprijinit și pe mine, oferindu-le locuință. Nu am putut să cred așa ceva când mi-a spus că să-ți alegi ce locuință îți place. Păi în fiecare zi mă duceam, cum blocul era în construcție, și mă uitam pe gaura cheii să văd dacă
într-adevăr este al meu și într-adevăr a fost al meu. Se preocupa de tine. Era încântat să-i vadă că toți tinerii care vin în catedră sunt preocupați de laboratoare, de cercetare. Orice lucru bun care îl făceai și îl aflai, era încântat. Te încuraja, te susținea. La conferințe, te încuraja să scrii alături de profesori formați. Te băga în contracte de cercetare alături de profesori formați și de fiecare dată îndemnul era că tu trebuie să duci mai departe mândria facultății de mecanică, a specializării, dar mai ales a universității. Ne transmitea această iubire. Cum să-l uităm noi pe academicianul Anton? Pentru că și în asociații când am fost, dânsul nu concepea ca în asociație să nu fie decât oameni foarte bine pregătiți. Nu se concepea să ajungă în asociația studenților cu restanță sau cu media sub 9. Era un om care a iubit școala și a știut să transmită această mentalitate pe care, cel puțin la mașini hidraulice și în mecanică, o păstrăm cu sfințenie. Pentru înaintașii săi a făcut un elogiu. Cum spuneau și antevorbitorii, chiar și în cursurile noastre, de fiecare dată ne povestea despre cum a lucrat alături de înaintași. Ca și cum ne-ar fi transmis și voi aveți aceeași obligație să mă depășiți pe mine și să duceți mai departe acest îndemn. Pentru toate astea, eu și generația mea nu pot decât să-i mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat șansa să am astfel de profesori, să spun cu tot sufletul că în academicianul Anton nu a existat doar om de știință și cercetător, ci un mare om cu litere mari scris și un iubitor de țară. Vă mulțumesc! Mulțumim frumos! O să insistăm în continuare și asupra activității profesionale, de aceea o să-l invit pe domnul doctor Vecaș să vină să-și prezinte alocuțiunea domnului doctor Vecaș, membru corespondent al Academiei Române, care este și directorul Centrului de Cercetări pentru Fluide, nu? Centrului de Cercetări Avansate pentru Fluide din cadrul Academiei Române. Domnule academician, vă rog. Asta e pentru slide-uri, Sebi. Vino să ajut puțin. Încerc să folosesc și microfonul ca să se audă. În primul rând, domnule rector Ioan Carțiș, domnul rector Florin Drăgan, care nu poate fi alături de noi, domnul președinte Agencian Dan Dubină și stimați colegi și mai ales onorată familia Anton. Ați văzut că academicianul Anton este o personalitate de vârf a științelor inginerești din România și care a contribuit foarte, foarte mult la prestigiul Politehnicii și a filialei Timișoara Academiei și nu numai. Vreau să vă spun că l-am întâlnit prima dată când am fost repartizat la Centrul de Cercetări Tehnice. L-am întâlnit la 1 august 1968. A fost o întâlnire scurtă și clară, care s-a terminat în câteva minute cu să fie într-un ceas bun. Asta a fost ce mi-a spus. A fost un moment clar decisiv pentru mine și, după cum am văzut, nu mi-am dat seama desigur atunci, a fost o de importanță covârșitoare pentru mine. Și acum că am lucrat mai bine de 4 decenii alături de, am avut acest privilegiu de a lucra alături de academicianul Anton, am înțeles pe deplin. Eu aș vrea să vă relatez două aspecte
în acest context în care suntem acum de comemorare. Primul este mai degrabă administrativ și foarte important pentru desfășurarea vieții științifice din Timișoara. Și aș dori să mă refer pe scurt la Centrul de Cercetări Tehnice a Academiei, care a fost înființat în anul 1956 printr-o hotărâre a Prezidiului Academiei. Secțiile centrului au fost coordonate în acea perioadă de academicianul Corneliu Micloși, profesor Ștefan Nădășan, membru corespondent al Academiei, și de profesor Laurel Brăglăzan, membru corespondent al Academiei. Primul director a fost academicianul Corneliu Micloși, urmat de academicianul Ștefan Nădășan și apoi de profesor Anton, în acea perioadă membru corespondent al Academiei. Unii își mai amintesc că în cursul ascendent al activității științifice al centrului a fost întrerupt brusc în 1970, odată cu desființarea unităților de cercetare ale Academiei Române. Personal de cercetare înalt calificat a fost salvat prin transferul unor colective la Politehnică, la catedrele de specialitate și prin înființarea la Timișoara Institutului de Sudură și Încercări de Materiale. În toate aceste acțiuni organizatorice, academicianul Ioan Anton a avut un rol decisiv, astfel că cu toții ne-am găsit locul undeva să ne desfășurăm activitatea științifică. Adunarea Generală a Academiei Române din 25 martie 1993 a aprobat înființarea în cadrul filialei din Timișoara a unui centru de cercetări în domeniul științelor tehnice. Abia după 3 ani și jumătate, în 27 noiembrie 1996, a apărut hotărârea de guvern prin care Centrul de Hidrodinamică, Cavitație și Lichide Magnetice din cadrul Universității Politehnică din Timișoara, centru cu autofinanțare, creat și condus de academicianul Anton, a trecut la Academia Română, la filiala din Timișoara, sub denumirea de Centrul de Cercetări Tehnice, Fundamentale și Avansate. Trebuie să subliniez că fără inițiativa argumentată prezentată Prezidiului Academiei și fără implicarea hotărătoare pe tot parcursul acestui demers anevoios a domnului academician Ioan Anton, reînființarea după 26 de ani a Centrului de Cercetări Tehnice nu ar fi fost posibil. De asemenea, în acest context, aș dori să evidențiez sprijinul important la înființarea CCTFA a domnului academician Marius Peculea, absolvent, doctor inginer, doctor docent la Politehnica din Timișoara, atunci secretar general al Academiei, și a domnului profesor Ioan Carciș, rector în acea perioadă la Politehnică. Și acum să vă vorbesc puțin și despre un aspect științific din activitatea domniei sale, și anume înființarea laboratorului de lichide magnetice în cadrul Politehnicii. O să vă arăt contextul. La începutul anilor 70, tematica de cercetare a laboratorului de mașini hidraulice al Institutului Politehnic Timișoara, orientată pe direcții de vârf în domeniul hidrodinamicii turbomașinilor, s-a îmbogățit cu o temă deosebit de interesantă, care avea la bază ideea de a îmbina elemente din domeniul magnetohidrodinamicii, în particular al pompelor MHD, cu cele specifice mașinilor hidraulice clasice. Această direcție de cercetare a fost inaugurată de brevetul de invenție din 1971 al academicianului Ioan Anton, intitulat Procedeul și turbotransmisii magnetohidrodinamice, prin care s-a propus o mașină magnetohidraulică complet nouă, respectiv o soluție originală privind construcția, funcționarea și reglarea caracteristicilor de funcționare ale turbotransformatorilor hidrodinamice. A apărut însă o problemă interesantă, și anume referitoare la lichidul de lucru în turbotransmisie MHD. Și problema de a nu lucra cu lichide metalice, care era într-adevăr o dificultate foarte mare, orientarea
colectivului a fost preferofluide, fluide magnetice, cum ni se mai spune. Și aici este o istorioară pe care poate ar fi bine să vă povestesc. N-am mai notat-o, că n-am vrut să fie prea lungă prezentarea, dar e interesantă. În anii 70, la un moment dat, s-a întâlnit cu academicianul Virgiliu Nicolae Constantinescu, care a lucrat pe vremea aceea la General Motors în Statele Unite. Și a dus o mică eprubetă cu un lichid ciudat, și care de fapt era o probă de ferofluid. Și mi-a povestit acest amănunt care a alimentat, să spunem așa, viziunea spre ferofluide. Așa că, începând din 1975, ne-am gândit cum am putea utiliza și de unde, mai ales astfel de fluide, care aceste materiale magnetice pe vremea aceea au fost rezultatul unor cercetări pe care le-au efectuat în Statele Unite la NASA, la Lewis Research Center din Cleveland și la AFCO Corporation din Wilmington. Este important însă pentru noi că primele fluide magnetice din România au fost realizate de colectivul coordonat de profesorul Emil Luca la Centrul de Fizică Tehnică din Iași, deja în primii ani de după 1970. Astfel că s-a stabilit o colaborare eficientă în cadrul unui proiect bilateral, din care a rezultat o cantitate însemnată de fluid magnetic pe bază de ulei mineral, utilizată la experimentarea turbotransformatorului MHD și la realizarea primelor etanșări magnetofluidice. Și aici, ca o concluzie, laboratorul de lichide magnetice din Timișoara a fost înființat, deci, în 1975 de către domnul academician Ioan Anton. Și încă de la început a avut un program de cercetare foarte ambițios, cu caracter multidisciplinar. N-am să comentez niciuna dintre slide-uri, e numai ca să vedeți, să ilustrez ceea ce doresc să spun foarte sintetic. Obiectivele principale au fost obținerea, caracterizarea proprietăților magnetohidrodinamică și utilizarea ferofluidelor în turbotransmisii MHD și numeroase alte aplicații. Dorința de progres, capacitatea de a aborda o direcție de vârf abia apărută pe plan internațional, organizarea echipei de cercetare adaptată perfect caracterului domeniului, stabilirea unor relații de cooperare trainice cu colective din țară și din străinătate, efortul sistematic de zi cu zi și, nu în ultimul rând, devotamentul pentru cercetarea științifică au condus la crearea la Timișoara a unei adevărate școli în domeniul lichidelor magnetice, pe care am făptuit-o domnul academician Ioan Anton și care a fost recunoscută ca atare de către comunitatea științifică internațională de specialitate. Și aici iarăși o mențiune la simpozionul Tendințe actuale în știința și tehnologia fluidelor magnetice, care s-a desfășurat în octombrie 1997 în India. Doctorul Kuldip Raj, vicepreședinte al companiei Ferrofluidics din SUA, pe vremea aceea singura companie în domeniu, în prelegerea sa inaugurală la simpozion, trecând în revistă activitatea științifică internațională în continuă dezvoltare în domeniu, evidențiază laboratorul de lichide magnetice din Timișoara printre primele 8 din lume dedicate cercetărilor asupra fluidelor magnetice. Ca urmare a acestei vizibilități bune pe plan internațional, Comitetul Director Internațional de Fluide Magnetice a atribuit dreptul de a organiza în 1998 a 8-a Conferință Internațională de Fluide Magnetice Laboratorului de Lichide Magnetice de la Timișoara. Această prestigioasă manifestare științifică mondială s-a desfășurat în perioada 29 iunie 3 iulie 1998 la Timișoara, sub președinția academicianului Ioan Anton, cu 185 de participanți din 25 de țări. De-a lungul celor aproape 5 decenii de existență a laboratorului, cercetările s-au extins și s-au diversificat foarte mult. Proiectele multianuale, peste 65, inclusiv proiecte europene,
s-au referit la sinteza și caracterizarea magnetică, structurală, magnetologică a unei game largi de fluide magnetice, la forțe magnetice și ferohidrodinamica, precum și numeroase aplicații tehnice, de la etanșări rotitoare fără scăpări și traductoare ultrasensibile de presiune și debit de gaz, la dispozitive magnetologice de control pentru mașini hidraulice, amortizoare seismice semiactive și securizarea nanomagnetică a hârtiei. După anul 2000, au fost abordate direcții noi de cercetare referitoare la nanocompozite magnetoresponsive funcționalizate pentru aplicații în biotehnologie și nanomedicină. Academicianul Ioan Anton ne-a încurajat și susținut în aplicarea celor mai sofisticate metode de investigație, cum este împrăștierea neutronilor la unghiuri mici, în centrele specializate din Europa. Și în același timp ne-a îndemnat constant să încercăm să dezvoltăm cât mai mult aplicațiile până la preluarea unora dintre ele de către parteneri industriali. O astfel de aplicație este cea a etanșărilor magnetofluidice rotitoare fără scăpări. Obiectivul mai multor proiecte de transfer tehnologic începând din 2006 cu compania Rosil din Odoreu Secuiesc. Un rezultat remarcabil a fost înregistrat în 2012 când au fost implementate primele etanșări magnetofluidice la unitățile 1 și 2 de la centrala electronucleară de la Cernavod. Aceste etanșări de tip nou au redus de 300.000 de ori, adică practic la zero, scăpările de tritiu în atmosferă și funcționează irăproșabil deja de aproape 10 ani. Și aici, iarăși o subliniere, este foarte important de reținut că fără intuiția, îndrăzneala și perseverența de care a dat dovadă academicianul Ioan Anton, acest domeniu științific foarte nou în acel moment nu ar fi fost abordat la Timișoara. Rezultatele prezentate foarte succint arată că domnia sa a fost un adevărat vizionar, mereu pregătit să abordeze proiecte științifice de mare anvergură și în același timp să găsească cele mai eficiente modalități de abordare, așa cum a fost, de exemplu, crearea la Politehnică a unui colectiv multidisciplinar în acest domeniu. Pentru că știu că ne văd și participă la această comemorare studenți la master, doctoranți și postdoctoranți, nu voi uita niciodată felul de a fi foarte apropiat și modul de lucru cu tinerii în curs de formare și dedicați activității științifice. Înțelegând faptul că de multe ori ei se confruntă cu dificultăți și poate se lasă înfrânți prea repede, mentorul nostru îi încuraja astfel: munca bună nu piere. Da, și mă opresc aici spunându-vă că exigența profesională, munca neobosită, multă omenie și căldură sufletească sunt în puține cuvinte ceea ce am văzut și am simțit noi, colaboratorii apropiați din partea academicianului Ioan Anton. Dumnezeu să vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnule academician, dr. Vekaš Ladislav, și aș vrea să-l invit acum pe profesorul Romeo Susan Vesiga să prezinte activități ale academicianului din domeniul turbomașinilor, care i-au fost atât de dragă în timpul vieții acestuia. Mulțumesc, domnule profesor. Stimați domnilor rectori, stimați membri ai Academiei Române, dragi colegi, distinși invitați, îmi rămâne mie extrem de dificilă misiune de a mai
adăuga câteva episoade la splendidele alocuțiuni ale antevorbitorilor mei. Dintre toți cei care au evocat personalitatea, activitatea, trăsăturile omului Ioan Anton, eu am cu siguranță cea mai scurtă experiență alături de domnia sa în calitate de discipol. Mai precis, ceva mai mult de două decenii, ultimul deceniu al secolului trecut și primul deceniu al acestui secol. Dar aceste două decenii sunt, din punctul meu de vedere, cât o viață întreagă. Pentru că am avut enorm de mult de învățat de la magistrul meu, de la magistrul nostru, de altfel, și mi-aș permite ca în această alocuțiune să reiau ideea cu care a încheiat domnul academician Dan Dubină, referitoare la misiunea universității și la faptul că este definită de școlile de cercetare pe care le dezvoltă, pe care le întreține și cu care se afirmă pe plan internațional. Ioan Anton și Școala Timișoreană de Mașini Hidraulice am încercat să intitulez generic prelegerea mea. Cred că ar fi mai degrabă un semn de egalitate între cele două. Pentru că Ioan Anton și-a confundat întreaga viață profesională cu Școala Timișoreană de Mașini Hidraulice. În 2009, în cadrul Conferinței Naționale a Cercetării Științifice din Învățământul Superior, găzduită de Politehnica Timișoreană, academicianul lui Ioan Anton a fost conferit prestigiosul premiu Opera Omnia, ocazie cu care domnia sa a ținut o memorabilă prelegere despre istoricul mașinilor hidraulice în România. Și da, vocea academicianului Anton a fost și este cea mai autorizată în a povesti istoricul mașinilor hidraulice în România. A evocat personalitatea magistrului său, Aurel Băglăzan, a evocat, așa cum au spus și colegii mei, toți colaboratorii pe care i-a format, cu care a lucrat de-a lungul celor mai bine de 6 decenii de carieră. Și la final a dat încă o mostră de calități definitorii ale unui adevărat magistru. V-aș ruga să-l ascultăm câteva secunde. Care doresc să afle mai multe despre problemele prezentate, dar mai ales despre dezvoltarea laboratoarelor noastre de hidraulică, turbine, pompe, precum și de ștandul, în special de ștandul pentru cercetarea experimentală, pe care aveți prilejul să-l vedeți în funcțiune.
cercetarea experimentală la Vârtejul Central și altor mișcări turbionare care sunt multiple de toate, în toate domeniile, inclusiv domn profesor Damian și la construcții. Pentru cei mai dornici de lărgirea orizontului cunoașterii, recomand și vizitarea laboratorului de lichide magnetice și fluide complexe, unic în țară și printre puținele de peste hotare. Vă mulțumesc încă o dată. Într-adevăr, pe parcursul întregii sale cariere, academicianul Anton și-a cultivat și a cultivat și colaboratorilor săi cele trei caracteristici care definesc un adevărat magistru: o neobosită determinare, o încăpățânare de-a dreptul, un neștirbit entuziasm și, în cazul domniei sale, un neegalat altruism, evocat în repetate rânduri astăzi. Școala Timișoreană de Mașini Hidraulice, al cărui părinte este academicianul Aurel Băglăzan, mentorul academicianului Ioan Anton, are o istorie care se confundă practic cu istoricul Politehnicii Timișorene, cu începuturi oarecum modeste ale laboratorului de mașini hidraulice găzduit inițial într-o baracă ce adăpostea un stand de încercare al unei turbine Voigt. Totuși, acest laborator de-a lungul anilor a produs ample comprehensive studii experimentale pentru o paletă largă de turbine hidraulice, ale căror modele stau mărturie asupra extraordinarei activități din prima jumătate a secolului trecut și încă decenii din a doua jumătate, când laboratorul de mașini hidraulice a căpătat înfățișarea pe care o vedem și astăzi, în actuala clădire, la care au contribuit, între alții, și tânărul Ioan Anton, al treilea din dreapta, dar și Viorica Anton, a cincea din dreapta, alături de magiștrii lor în edificarea acestui laborator. După ani, cercetările, studiile, experiența acumulată în domeniul mașinilor hidraulice și în particular a turbinelor hidraulice au fost sintetizate de academicianul Anton în monumentala monografie Turbine hidraulice, lucrare de referință și în ziua de astăzi, lucrare în care, în spiritul propriu Politehnicii Timișorene, sunt prezentate metode de proiectare a turbinelor hidraulice, în particular metoda coeficienților de viteză pusă la punct de academicianul Anton și adaptată posibilităților epocii de efectuare a calculelor numerice și a proiectării propriu-zise a turbomașinilor, alături de o serie întreagă de alte relații extrem de utile, citate și rămase în patrimoniul internațional din domeniul proiectării turbomașinilor. Câțiva ani mai târziu, Ioan Anton scrie monumentala lucrare Cavitația în două volume, lucrare care, alături de Cartea de Turbine, deși în limba română,
se regăsește în mai toate universitățile și bibliotecile universitare din lume. Totodată, împreună cu colaboratorii săi, în cazul de față Viorel Câmpian, fostul director al Institutului de Cercetare Proiectare Mașini Hidraulice de la Reșița și fostul său doctorand, regretatul profesor Iuliu Carte, scrie o remarcabilă lucrare referitoare la proiectarea și analiza turbinelor bulb și a turbinelor pompe bulb, care echipează în ziua de astăzi, între altele, salba de hidrocentrale de pe Oltul Inferior. Dar poate unul dintre subiectele care au fost cele mai dragi au fost lămurirea, atât calitativă, dar și surprinderea cantitativă a așa numitelor efecte de scară energetice și cavitaționale, esențiale în transpunerea corectă a testelor experimentale de pe modele la scară redusă la prototipul mașinilor hidraulice instalate în centrale. Această carte, odată în plus, a prezentat-o în limba engleză și a distribuit-o la mai toți reprezentanții școlilor majore de hidrodinamica mașinilor hidraulice din lume, împreună cu propriile sale relații de descriere cantitativă a acestor efecte. Da, Școala Timișoreană de Hidrodinamica Turbomașinilor, de turbine hidraulice în cazul de față, a avut contribuții esențiale la centralele majore din țară, începând cu hidrocentrala de la Porțile de Fier 1, pe care, a cărui istorie academicianul a evocat-o pe larg, pentru care au fost efectuate multiple teste pe model în standurile laboratorului de mașini hidraulice din Timișoara, respectiv colaborarea în realizarea acestor hidroagregate, strânsa colaborare cu uzinele constructoare de mașini Reșița și cu Institutul de Cercetare din Reșița, care fără contribuția Politehnicii din Timișoara, cu siguranță nu ar fi reușit să ajungă la performanțele tehnice din acea perioadă. Academicianul Anton a fost implicat direct într-o multitudine de realizarea, punerea în funcțiune și soluționarea acutelor probleme tehnice în centrale hidroelectrice din România, cu titlu de exemplu centrala Râu Mare Retezat, unde domnia sa a condus comisia de investigare a incidentului de la punerea în funcțiune a unuia dintre hidroagregate, lămurirea cauzelor și remedierea, repunerea în funcțiune a hidroagregatului. Contribuții de asemenea notabile la centralele, la hidrocentralele de pe râul Olt, și putem afirma fără niciun fel de rezervă că hidroenergetica românească îi datorează extrem de mult pentru locul în care se află astăzi din punct de vedere al asigurării stabilității sistemului energetic național, asigurării
celei primei energii regenerabile în sistemul energetic național. Academicianul Anton nu s-a oprit doar la partea de proiectare și realizare a turbinelor, a încurajat tot timpul investigarea unor noi soluții neconvenționale de tratare a problemelor acute din turbinele hidraulice, între altele instabilitățile asociate curgerii departe de punctul optim. Mi-aduc acum aminte încă o dată cu plăcere entuziasmul și bucuria pe care le-a arătat atunci când i-am prezentat nu numai partea de analize teoretice și simulări numerice, ci și partea experimentală, punerea în evidență a eficacității metodei de stabilizare a curgerii prin injecție de jet de apă dezvoltată în cadrul Școlii Politehnice Timișorene. Un exemplu de gândire inovativă în domeniul hidrodinamicii turbomașinilor. În anii 70, domnia sa a reușit ca să aducă în Politehnica din Timișoara o primă instalație de determinare, de măsurare a vitezelor în curgeri cu ajutorul laserului. Mare a fost bucuria când, după câteva decenii, o versiune modernă a acestei instalații a fost adusă în laborator, echipează laboratorul și a fost utilizată intensiv pentru investigații experimentale în hidrodinamica turbomașinilor. Sigur, colaboratorii săi au abordat în versiune modernă, prin simulare numerică și studii cu adevărat de adâncime și detaliu, hidrodinamica unor hidroagregate cu probleme din țara românească, găsind soluții la problemele tehnice care erau deveniseră deja acute în asemenea centrale. Sigur, și în domeniul pompelor de acumulare, unde cavitația devine câteodată devastatoare în rotoarele pompelor care ajung să funcționeze în asemenea regimuri. Aș încheia evocând un episod care a avut loc la câteva luni înainte de trecerea într-o veșnicie a academicianului Anton. În septembrie 2010 a fost organizată în Politehnica Timișoreană cea de-a 25-a ediție a Simpozionului Internațional de Mașini și Sisteme Hidraulice. Academicianul Anton a ținut să participe la acest eveniment. Îl putem regăsi în această poză cu participanții la conferință. Mi-am permis să-l încadrez ca să-l putem identifica mai ușor. Și mare a fost bucuria constatând în 2010, direct și nu indirect, recunoașterea internațională și aprecierea valorii Școlii Timișorene de Mașini Hidraulice, căreia i-a dedicat întreaga sa energie creatoare științifică. Și aș încheia tot cu cuvintele
academicianului Anton. Colaboratori excepționale am și ceea ce am lucrat cu alții o viață, îi văd pe aceștia noi, săltând peste ceea ce am făcut noi. Vă mulțumesc, iertați-mă. Da, domnia sa a avut și a rămas cu satisfacția că a clădit, a ridicat, a dus la nivel de recunoaștere și prestigiu internațional Școala Timișoreană de Mașini Hidraulice, pe de o parte, și pe de altă parte, dați-mi voie să închei cu experiența proprie nemijlocită, care mi-a confirmat încă o dată spusele de mai înainte. În anii 90, fiind cercetător postdoctoral în Statele Unite, am avut o întâlnire pe unul dintre proiectele finanțate de National Science Foundation la Old Dominion University, unde am prezentat membrii din diversele colective ale consorțiului rezultatele din cadrul proiectului. Am prezentat și eu ceea ce reușisem să fac până la momentul respectiv, întreaga întâlnire fiind supervizată de ofițerul de proiect desemnat de National Science Foundation, un distins profesor în vârstă de la University of Minnesota, care, după ce am prezentat, m-a întrebat de față cu toată lumea de unde vin. I-am răspuns că din România. Bine, bine, din București sau din Timișoara? Din Timișoara. Dacă vii din Timișoara, atunci probabil că ai auzit de academici, de profesorul Ioan Anton. Cu siguranță a fost conducătorul meu de doctorat și este mentorul și magistrul meu. Și atunci a spus distinsul profesor de la Minnesota, pe care îl chema Roger Arndt, da, și eu am lucrat și am câteva articole împreună cu profesorul Anton despre cavitația în turbine. Iar pentru toți ceilalți a spus un lucru care mi-a rămas întipărit. This fella comes from a very good school. Prin urmare, doamnelor și domnilor, dați-mi voie să închei prin a spune că misiunea pe care și-a asumat-o academicianul Anton, aceea de a clădi, dezvolta și continua o prestigioasă școală de mașini hidraulice, a fost preluată de generațiile următoare și cu siguranță va fi dusă și mai departe la nivelul la care întotdeauna domnia sa și l-a dorit. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Slide-urile, pot să... Nu ăsta, de la început, primul. Primul cu poza, vă rog, cel care a fost prima și prima dată. Nu ăsta. Cel de la început, chiar de la început. Bun. Este greu
în încheiere să spui câteva cuvinte care să sintetizeze activitatea profesională, recunoașterea, medaliile, ordinele pe care le-a primit, funcții, sarcini și așa mai departe, care le vedeți în imagine. Biblioteca și cu celelalte două. Mărturie poate sta și expoziția de carte a academicianului găzduită de bibliotecă. Cele două cărți de amintiri pe care le-a scris cu sufletul doar la Politehnică l-au mobilizat, l-au făcut să spere, așa cum spunea și colegul meu Resiga, că la înaintașii deosebiți pe care i-a prezentat, la colegii deosebiți pe care i-a prezentat, va avea și urmași pe măsură. El s-a stins exact acum 10 ani demn, așa cum a trăit. Pe picioarele lui, cu conștiința datoriei împlinite. Seara a stabilit pozele și locul lor în cartea de visuri, împliniri și amintiri, împreună cu Sebastian Muntean. I-a spus acestuia la revedere, cu, așa cum am spus, cu conștiința că și-a făcut și ultima treabă, s-a culcat și a adormit somnul cel de veci. Nouă, ce ne rămâne? Ne rămân faptele sale, visele sale și am găsit potrivit că putem încheia cu o strofă din poezia Bucuria lui Nicolae Labiș, care spune că mai presus de luceferi, de braz și de fiare suntem mai presus, căci faptele noastre și visele noastre trăiesc peste clipa când noi am apus. Mulțumesc! Îl invit în continuare pe domnul prorector Marșavina la ultimul cuvânt al acestei acțiuni. Bine, bine. Mă spune ce ai de spus. Domnilor rectori, domnilor academicieni, onorată asistență, îmi revine deosebită onoare să ofer domnului profesor Anton Anton, fiul academicianului Ioan Anton, ad honorem din partea Academiei Române, filiala Timișoara, și din partea Universității Politehnică din Timișoara, se acordă post-mortem academicianului Ioan Anton, remarcabil creator de școală în domeniul mașinilor hidraulice, în semn de aleasă prețuire pentru dăruirea cu care și-a dedicat întreaga carieră de peste o jumătate de secol activității științifice, didactice, manageriale și de cercetare în cadrul Universității Politehnică Timișoara și ulterior Academiei Române. Și-a lăsat o puternică amprentă asupra dezvoltării Politehnicii Timișorene în calitate de profesor și rector, prin spiritul insuflat cadrelor didactice și cercetătorilor științifici, prin exemplul personal de efort continuu, rămânând un reper pentru zeci de generații de studenți, ingineri, dascăli și cercetători. Semnează academicianul Dan Dubină, președintele Academiei Române filiala Timișoara și conferențiar doctor inginer Florin Drăgan, rectorul Universității Politehnică Timișoara. Pot să vă spun că va rămâne mereu în memoria noastră această personalitate a școlii politehnice care se
întrepătrunde cu primul secol al existenței politehnicii Șorene. Vă mulțumesc frumos, domnule academician. Vă mulțumesc frumos, domnule prorector, și vă mulțumesc frumos tuturor, domnule rector, domnilor academicieni, colegilor, pentru foarte frumoasele cuvinte pe care le-ați spus despre tata și sper că amintirea lui să rămână în Politehnică așa cum o merită. Vă mulțumesc!